bitches looking at me crazy cause I got face tats. Ooh, drip, 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 I can knock a wife a bitch. Drop a million on my crib, now lil' pump is rich as shit. Ooh, and I still at my probation, pop a pill, I feel amazing. You just broke and you just hating, all these diamonds on me skating. Man, I do this every day, spend 3,000 ounces of shades. I got bitches in LA, your boyfriend broke his diamonds fake. În această seară. Aici greșește, Andrei, ca de obicei. Invitații noștri nu o să urmărească doar un film, ci 6 nominalizate la Balul Gâscanilor. Balul Gâscanilor este pus în scenă din nou după 4 ani, la inițiativa doamnei profesor, Apostul Claudia. Organizat de elevii din clasele a 11-a pentru cei mai talentați liceeni de la Spiru, care în acest an vor susține examenul de BAC. Tema balului este Movie Stars, iar cele 6 perechi vor concura la titlul de Miss și Mister. Principala provocare a concurenților noștri a fost să intre în pielea personajelor alese, așa cum ați văzut în videoclipul de prezentare.
Juriul din această seară este format din câte un reprezentant al fiecarei clase de a 11-a, aceștia fiind Lupu Cătălin, 11-a, Narcisa Dascălu, 11-B, Bianca Radu, 11-C, Vladi Frim, 11-D, Petru Anda, 11-E, Lidia Lungoci, 11-F, Raluca Angel, 11-G, și Medea Roxandra Lovin, ca reprezentant al Consiliului Elevilor din cadrul liceului Spiru Haret, împreună cu doamnele profesor, Manifescu Delia și prejinarul Luminița. Datorită faptului că participanții noștri din seara asta sunt niște actori extraordinari, le vom oferi șansa perechilor de a se prezenta pe ei înșiși, iar apoi filmul ales. Dar mai întâi de toate ar trebui să menționăm sponsorii acestei seri minunate. Sece Petrolier SRL, Sece Capital Invest SRL, Aprex Auto, Consuela, Serna Trust, Sece Comicol, Florăria Ariana, Pizzeria Tisu, Gallery și Sece Diaconu. Împreună cu Libra Company, Wow Auto Rulate Moinești, Florăria Iris, Salon Moria și mulțumiri speciale pentru a Catrinei Gabriela Makeup Artist, a Gabriela Ioana, Iulia Rusei, împreună cu Dogariu, Cosmin Dogariu și Sergio Smarandi. Filmarea acestui bal este asigurată de Ciprian Florian, iar pozele vor fi realizate de Hereș Andreea, Radu Scurtu și, nu în ultimul rând, Gelu Scurtu. De asemenea, îi mulțumim din suflet domnului Coman Cristi, care ne-a suportat și ne-a sprijinit în orice activitate culturală. Aplauze, vă rog! Acestea fiind spuse, haideți să dăm startul acestui show grandios. Invităm în scenă prima pereche din această seară, o pereche altfel, Alex Nistoreanu și Raluca Neagu, cei vor interpreta pe Jesse și Heisenberg din Breaking Bad. Aplauze, vă rog! Financiare foarte mari, un fiu handicapat și o soție gravidă. Pentru a face rost de banii necesari tratamentului, am uitat să precizez, pe lângă toate astea mi se mai adaugă și diagnosticul de cancer pulmonar. Pentru a face rost de banii necesari tratamentului și pentru a asigura viitorul familiei mele după moartea mea, mă asociez cu un fost elev, mic traficant de narcotice, și încep să produc, fără știrea familiei, metamfetamină, un drog psihosimulant. Astfel, ajung să fiu implicat în tranzacțiile și jocurile periculoase din lumea traficanților de droguri, sub denumirea de Heisenberg. Eu sunt Jesse Pillman, producător și consumator de metamfetamină. Acest lucru din liceu, deoarece părinții mei m-au dat afară din casă și avem nevoie de bani pentru a mă întreține. De aceea, mă aliez cu fostul meu profesor de chimie, domnul Light, pentru că facem un cuplu excelent. El produce, iar eu distribui. Thank you.
încă un rând de aplauze furtunoase pentru prima pereche din această seară. Fără a pierde timpul, invităm în scenă cea de-a doua ecranizare, probabil primul serial care ne-a furat inima, și anume Inime de Țigan, în care Tudor Budnaru și Medea Cernat îi vor interpreta pe State și Flăcărica. Aplauze, vă rog! Așa cu 15 ani și am crezut că am rezolvat-o. Învață și tu să faci procesul de prăjire, că nu faci nimic. Că eu nu cred că este ou sau tăgaia de vină. Greșești undeva la procesul de prăjire și mă obligi pe mine să-ți dau cu tăgaia de cap. Dar ce tăgaie frumoasă de tăflon aveam și ce mâner avea și am stricat-o de capul tău. Că dacă mureai de la prima lovitură, și acum mai aveam tigaia. Auzi, vorbă, Flăcărico, ce nu te omoară, te întărești. Ce râs, fă? Că sunt mândră de capul, bă! Ce operațiuni făcea de prăjire tigaia aia. Cum stătea cartofii oricât de mici era, nu era lipiți, toți era separați. Flăcărico, eu zic să mergem. Hai, ți-o tigaie nouă, v-am pupat. Pentru Medea și Tudor! Acum, invităm în scenă următoarea pereche. O pereche ce simbolizează pentru mulți idealul de cuplu. O pereche clasică, Bonnie și Clyde, din filmul cu același nume, interpretați de Bianca Zavate și Radu Comănescu. Aplauze, vă rog! Pull the fucking trigger. Clyde, nu avem unde să fugim, nu avem casă, nu avem nimic. Ne avem multe celălalt. Ai încredere, hai să fugim. Dar... Hai să fugim. Dar nu, mi-e frică. Mi-e frică, nu pot să fac asta, Clyde. Te rog, ascultă-mă. O să fim prinși, sigur o să fim prinși. Nu, nu o să fim prinși, îți promit. Mamacita.
DJ. Voi fi jucăie mea în mea. Voi că mă ești cu jucăie. Așa că tu, du-te puțin mai încolo de lângă iubitul meu și tu bagă-mi pițul ăla, nu, dacă poți. Alo, eu sunt aici, el e acolo și vorbești cu mine. Da, îmi place să merg la cumpărături. Și, oh my god, pantofii au fost acum două colecții. Ia uitați aici, model 2019. Ce faci? Împărtășești și nepasiunile tale. O pasiune foarte importantă pentru mine este iubirea mea pentru Maluma. Și pot spune că împărțim aceleași pasiuni, adică două. Dansul, ia uite. Și... Baby, nu te mai rupe așa. Ce are? Și îmi place foarte mult să cânt, dar nu prea mă ține vocea. Nu este necesar să ne cânti acum. Hai, că nu, nu, Maluma, baby. Apropo de Maluma, de ce nu te prea vedem la brațul lui? Vreți să știți de ce nu mai acuie la petreceri? Da. Chiar vreți să știți? Da. Hai să spun. Pentru că nu știe să se distreze la fel de bine ca și mine. Aha, mai zic ceva. Ați auzit-o? Da, auzit-o. Ce zice? Păi du-te cu altul atunci. Ei, lasă asta. Mai aveai bani? Nu gata, că ai spus destul. Ei, crezi tu? Te aștepta la relația asta cu Maluma? A, dar bineînțeles, am fost la 16 ani la vecina de la 3 și mi-a citit în cărțile de tarot. A, mulțumim foarte mult. Mane, poți spune și tu ceva? Sigur, sigur. Da. Buenas noches, buenos días, dos señoritas. Eu soy Juan Luis Londoño, Sandro Nicolae Arias. Și în acest moment am de gând să vă prezint vouă, în special tuturor domnișoarelor. Înainte să ne spui ceva, cine te-a deschis chiar la șpiț? Fetele astea nu știu mi-a treaba în tine. Mă rog. Da, după cum bine știați sau nu, eu am fost adeptul încă două denumiri înainte, Pretty Boy și Dirty Boy, dacă știți. Deci să înțeleg că te-ai mințit? Oarecum. Mă rog, și da, am ținut special să-mi aleg denumirea de Maluma pentru că are o semnificație importantă, mai ales pentru mine, în primul rând. Și în al doilea rând, cu acele două denumiri precizate mai devreme, precum Pretty Boy și Dirty Boy, păream puțin mai cocalar. Adică gândiți-vă cum suna în română, băiat drăguț sau băiat murdar, parcă era un de malenist, mă rog. Țin să vă mai menționez că am avut parte de una mucho gusto vida amoroasă, una atât mai excentrică, cu multe relații și fără stres. Eu de ce nu știam? Nu te-am. Te pupră, levă. Nu cred că este cazul să vă mai spun despre relațiile mele din trecut. E de ajuns să vă zic că le schimbam ca pe șosete. Discutăm noi acasă. Stai puțin, baby, că n-am terminat. Înțelegi și tu. Da, în rest, ce pot să vă mai zic este că nu-mi place să mă plimb deloc cu mașina, ci doar cu femeile.
Și că... Și că, da, mi-a plăcut întotdeauna să joc fotbal și chiar mi-am dorit să ajung undeva departe în acest domeniu. Dar da, care, știi tu ce știi. Dar datorită vocii, prestanței, pasiunii mele pentru cântat, la petreceri am ajurat, băieți. Eu cred că am ajuns unde trebuie, nu-i așa? Mulțumim foarte mult pentru interviu. Hai, poate puțin. Țin să mai afirm ceva, nu în limba noastră, ci în spaniol. Con todo respeto y todo amor en el corazón. Camila. Și nu, nu sunt gay. Pentru celălalt. Îi invităm în scenă pe Bianca Dospinescu și Nicu Șapșinski, cei vor interpreta pe Harley Quinn și Joker din Suicide Squad. Aplauze, bravo! Would you die for me? Yes. That's too easy. Would you live for me? Yes. O pereche formată din cei mai buni hoți de bani și poate și de inimi. Tokyo și Berlin, din la Casa de Papel, interpretați de Marta Dârlău și Alexandru Marian. Aplauze, vă rog, așa! Altceva! Altceva! Un succes! Yo soy Berlín de la Casa de Papel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien a todos? Sí, sí. Am venit aici așa ca să mă vedeți.
După cum bine știți majoritatea, eu împreună cu niște prieteni am spart la monetăria de la Spania. Ca să fie așa, am fost cam al doilea cap a operațiunii. Când nu era profesorul, eram eu. Din păcate am avut o leacă de ghinion la final, am fost o leacă de Smart 2, m-am luat cu tot și m-am dovedit aia. Eu doresc la voi vizionare plăcută, că aveți ce viziona și așa de final. Messi con la pelota, gol, 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 gol! Salopetă de gunoier, cu o mască ciudată și nu știu spaniolă, cum știe al meu partener, dar presupun că nici voi nu știți. Am ales să particip la acest bal pentru a mă distra și pentru a scăpa de orele de mate. Am uitat să precizez că în această seară voi fi Tokyo, dar fără să vă zic, nu cred că vă dădea seama. Acum că am cunoscut cele 6 perechi concurente, putem spune că filmele acestei seri sunt diversificate. De la românești, la scurtmetraje și apoi la filme clasice celebre. Aici ai dreptate, Andrei. Actorii noștri s-au descurcat minunat până acum. Dar oare cum se vor prezenta la proba de talent? Vom afla chiar acum, invitând pe scenă prima pereche, Raluca și Alex, care ne vor surprinde cu momentele lor. Aplauze, vă rog! Bună seara! Bitu, vă rogăm frumos! Ca maestru! That's what comes out of the garden.
want that. I still want to see that new girl, by the way. Oh, wow. Dexter. Baby girl, what you doing with your hand? I ain't got no plan, baby. You did. Dexter. Oh, like, baby girl, what you doing with your hand? I just popped a Zan, 50,000 in Japan. Și Raluca. Iar acum invităm în scenă următoarea pereche, Medea și Tudor, care ne vor dansa pe ritmuri țigănești. Aplauze, vă rog! Nice.
Urmează perechea cu numărul 3. Bianca, Radu, Bianca și Radu. Bianca și Radu, care ne vor încânta la propriu. Menționăm că acest număr este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aplauze! Și fii mei fără cură. Doamne, fă femei perfecte care nu știu să se certe. Doamne, dă-le autoritate la femeile bogate. Doamne, ține un pic cu noi și du femeia la război. Dă, Doamne, du, Doamne, foarte departe pe femeile mai ciudate. Fă femeile mai blânde ca să ne putem ascunde. Doamne, dă-ne înțelepciune să ne ferim din nebunii. Ca să nu ne fie frică, Doamne, fă femeia mică. Dintr-o gură stupidă ies numai mistere.
nu te poți plictisi cu o tâmpită. Te uimește în fiecare clipită, fiindcă prostie nemuritoare, prostie înduioșătoare. Cu când e mai mare, te uimește mai tare. Evident, e bine că e drăguță, că m-am îndrăgostit de creierul ei de maimuță. Trebuie să fii tâmpit să nu-ți placă tâmpită, ca să n-o jignești, spui că e doar puțin diferită. Nu e nevoie să fie frumoasă, important e să ai pe cineva pe acolo prin casă. Dacă vii beat, să te poată ierta, dacă aveți concediu, să plece doar ea. Fiindcă prostie muritoare, prostie înduioșătoare, cu cât e mai mare, te uimește mai tare. La 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 la. Ce m-am gândit eu așa? Mă, păi tu știi de ce femeile nu fac glume despre bărbați? Din dragoste pentru animale, mă! Taci că ești rea, taci că ești urâtă, taci că la învățătură ai fost urâtă! Taci că ești leneșă, taci și nesimțită! Puteți zice orice că sunt obișnuită. Nu, nu mai vreau să fiu rea. Niciodată n-am vrut, dar altfel n-am putut. Așa m-am născut. SRL, Sece Capital Invest SRL, Abrex Auto, Consuela, Serna Trust, Sece Comnicol, Florăria Ariana, Pizzeria Tisu, Gallery, Sece Diaconu. Libra Company, Wow Autorul Ate Moinești, Florăria Iris, Salon Moria și mulțumiri speciale pentru Acatrine Gabriela Makeup Artist, a Gabriloa Ioana, Iulia Rusei, Cosmin Dogariu împreună cu Sergio Smarandri. Și acum urmează perechea cu numărul 4. Nicu și Marta, ce ne vor prezenta o pantomimă urmată de un dans pe ritmul latino-american. Aplauze, vă rog! Mai lumea vei!
că nu e mania. Mi-e poze de dragul meu mea. Mi-e ca că ne pare mai mare. Și pe ziua sunt de lozoia. Mai e verde voi ca macul. Iar mă înșel bărbatul. Lăsa ca piele de bărbat. Tot la am prins nu mă țara sa. Era lui cu ea. Nu trebuia. Va să fie iubirea mea. Nu mă lasă. Fericită sunt când mi le aud. Mai răni la corazon. Thank you.
Murder on my mind, it's time to pray to God. My revolver's not religious, the revolution. Pe Facebook. Când mă uitam la video, totul te și-a luat de praf și niște mălai care ești cu vremea maligă de seara. Aoleu, mâncați așa, zugetuță, dar voiam să vă uit, că e panarabă rău ăsta. Hai, dă banii să mă duc. Fărele? Da, getuță. Nici fructe, nici șeptari, nici nimica. Da, getuță. Lapte, praf și mălai. Da, getuță, nu-ți debu să bag alocațiile la copii la păcănele, ce ai? Așa zic toți. Adipa. Hai, salut, Gianni, ce faci, nebun? Uite, a intrat locațiile la copii și a venit să le iau niște fructe, dacă mă înțelegi. Tu ce zici? A, la fel, m-a trimis Getuța să iau lapte praf la el mic. Poate te pleci și o locație asta. Scoși și inelul de la mane și ce zic. A dat ceva azi? Nimic, mă, ba de două ore pe 50 de bani, nimica n-a dat, mă, nu știu ce să-i mai fac. Ei, bag și eu 50 de lei așa, la coroane, dacă dă, dacă nu, nu, aia e. Băi, ai văzut că a pus fasolul de videoclip nou pe Facebook? Da, mă, am văzut, blană, blană. Bă, rău, mă. Bă, dacă tot a postat el, hai să face și noi online, cine știe, poate ne intre și nouă șeptare. Nu mă băga în live-urile tale, s-o posi, nu ară bine azi, las, mă mai vede. Hai, mă, cine știe. Nu mai băga, mă, las. Ia uite. Roșie, neagră, era neagră. Roșie, roșie, Doar am zis să-i dau neagră, știi? M-a pus cu roșie aia, i-am dat roșie și era neagră. Ia uite, Gianni, mi-a dat șeptare să mor. Aoleu! Gianni, 10 milioane să mor. Gianni, să mor. Mă duc în scot, mai joc 50 de lei și mă duc acasă să dau lapte praf la el mic. Du-te, mă, de aici, vii jos 5 minute și mi-ai luat o norocul, mă! Mă, treabă, joc de la 13 ani a doua oară în viață când îmi dă șeptare, ce ai? Nu mai joci, mă, nimic. Uite că vine Getuța! Fa, nene, norocitule! Unde ți-am zis eu să mergi și unde ai ajuns tu? Uleu, Getuță, nu mai da! Getuță, vine să-ți are ceva. Ia uite-o șeptare. Șeptar, șeptar, coroană, coroană, șeptar. Mergem în spate bilelul de la manet, ce ai la făcut? Cine e iubirea mea? Cine e iubirea ta? Că venea și cu divorțul, dar mi-ai poftat așa de o mămăligă cu brânză de și... Ce-am iubire! Da, glumea e. Hai, salut, Gianni, noi ne mai auzim? Păi, dă și mie 20 de lei dacă tot ai luat. Nu-ți dau sărăcie, lasă, mai joacă acolo, poate, poate, să știe. Bine. Hai,
Salut! Ia uite mă, Fane! M-a lovit și pe mine cu șeptarii, mă! 20 de milioane mi-a dat! I-a dat și lui... Dacă tot getuțul, ia hai vreo să scoate inelul ăla de la manet! Deci cum ai venit, Fanele, să-ți facă mânta, mămăligă! Aoleu, și ce poftă aveam să mor! Getuțul o să vii să le iei pe ăla mic, eu nu stau cu el! Aplauze pentru Marta și Alexandru, pentru momentul lor. Acum că am aflat talentele ascunse ale actorilor noștri, nu puteam să nu le punem bețe în roate. Pregătindu-le trei probe surpriză, care le vor scoate în evidență originalitatea, creativitatea și spontaneitatea. Acestea fiind spuse, prima probă surpriză a seriei este limbajul mâinilor. Extras un bilețel pe care este scrisă o situație și 10 cuvinte. 5 pentru fiecare vedetă, cu ajutorul cărora vor crea o poveste în 2 minute. Un minut pentru fiecare concurent. Astfel, actorii noștri vor trebui să folosească toate cuvintele date, schimbându-și locurile după fiecare minut. Le urăm mult succes! Situația 1. S-a stricat mașina spre banchet. Concurent 1. Mâncare, costum, cauciucuri, flori, groapă. Concurent 2. Alcool, rochie, pompă, poze, avion. Asta am zis și eu. Deja v-am încurcat, nu? Hai. Concurent 2. Costumul meu era praf și cauciucurile erau moi, așa că m-am dus să cumpăr un buchet de flori pentru ca să mă îngrop. M-am spus, sunt bolnav de cancer și mi-am săpat singur o groapă. Și, m-am îmbrăcat în costum și m-am dus la banchet. Hai,
rândul tău acum să... Să te vedem. Continui povestea. Deci, eram mort de beat alcool, când m-am trezit într-o rochie, lângă pompa de alimentare. M-am uitat în poze și am văzut că eu am încercat să alimentez un avion. Asta-i tot. Bravo, felicitări! Pauze pentru Alex și Raluca! Trecem la următoarea pereche, Tudor și Medea, să vedem. Dă-te deoparte. Ați rămas corigenți. Cuvintele. Icoană, tablă, ați rămas corigenți. Icoană, tablă, cretă, diriginte, adio. Ține-i asta să văd. N-are înșelat. Am rămas corigenți. Aveam o icoană în clasă, am început tot să ne rugăm, tabla plină de rugăciuni, creta consumată, dirigenta supărată și ne-am luat adio. Menționăm că voi trebuie să gesticulați foarte mult. Păi... Păi... Ai zis ce sunt? Bun, deci am așa. Bătaie, tricou, cafenea, absențe, ochelari. Deci eram într-o zi de școală cu băieții la cafenea. Nu vă indic să faceți asta. Și doamna de istorie mi-a pus absent. Mă rog, am ajuns frumos la cafenea, mi-am pus ochelari de soare că era vară, ne-am luat un suc și, ca să știți, eram îmbrăcat în tricou. Era un așa super mulat, perfect pe forma mea. Bun. Și eram eu cu gașca mea și au venit și alți băieți, mă rog, aveam noi o altercație și ne-am luat la bătaie. Și... Da, end story. Bun, mulțumesc. Felicitări, aplauze. Următoarea pereche, Bianca și Radu. Ceas, autobuz, machiaj, o zene vampir. Păi m-am trezit de dimineață și aveam bac în ziua aia. M-am uitat la ceas și am văzut că era târziu pentru că am stat prea mult la machiaj. Atunci am pierdut autobuzul. Când am văzut că nu mai pot să ajung, am văzut deodată un OZN condus de un vampir. Și astfel am ajuns la bac. Aplauze, Mahmur, notă de trecere, ochelari, ouă, cârtiță. Băusem zdravă încă o zi înainte de bac, așa că am întârziat, Mahmur. Am zis, hai, am fost ierbeat, trebuie neapărat să iau o notă de trecere, că am învățat bând. Da, mi-am pierdut ochelari, nu mai vedeam nimic la... Acolo nu știam unde, în ce clasă să intru, să dau proba. Și, na, nu știu de ce aveam niște ouă în buzunar. Era foarte confuz. Pe drum am văzut o cârtiță și mi-am dat seama că ne asemănăm foarte mult pentru că suntem mori. Aplauze! Următoarea pereche, Nicu și Marta. Ați fost primiți cu copii înt. Pix, ministru, telefon, ninja, pizza. Dădeam și eu o teză corectă la istorie, așa cum ne place nouă. Și mi-a sunat telefonul în timp ce dădeam teza. Scriam cu Pixul frumos că stilul nu mai-mi place. Și ca să nu mă vadă profesoara, m-a strecurat ca o ninja. M-a prins domn ministru și a zis, hai să-ți dau și ție o felie de pizza, că totuși. Și noroc de mâncare aia, că altfel foamea pentru mine e ca și cum n-aș avea nimic în cap.
Aplauze pentru Marta. Hai să te vedem. Hai, Maluma. Micro. Ok, microfon, foarfece, cafea, căști, dragon. Era la un concert cu toate... Am trebuit să... Ok. Deci... Am fost după ce a spus Marta ce a zis. Am fost la un concert al meu. Ținut un microfon destul de mare în mână. Și o fată a venit pe scenă deodată și mi-a zis: baby, stai o leacă, că nu e ceea ce crezi tu. Și mi-a dus o cafea pe scenă. Imitor, cafea? Și aceea nebunire. Cu toate că mai aveam și un microfon, mai aveam și niște căști. Ciudat, căști pe scenă. Și deodată, printre oamenii ăia, a venit și un dragon. Și mi-a zis: ce faci, mă, Maluma? Ce mai zici? Cum merge concertul? Și cu asta am încheiat. Ce pot să zic? Aplauze, felicitări! Felicitări! Următoarea pereche, Bianca și Nicu. Blocați în lift. Sala de jocuri, ornitoring, salam, claustrofobie, etajul 2. Am fost și eu ca o domnișoară la sala de jocuri. Asta era la etajul 2. Și zic, bă, să mă duc și eu acasă? De unde? A rămas blocat în liftul. Nu știu pe unde, dar a intrat un ornitoring. Bă, și aveam în gură un salam. Băi, deci nu vă veniți să credeți cât de foame mi-era. Deci... Și la cât de claustrofobă sunt, mi s-a făcut foame și am mâncat salamul. Nu sunt mândră de ce am făcut. Gata. Acum schimbăm Joker, e rândul tău. Hotel, prețară, rezervat. Calorifer, pahar. Unde ați văzut calorifer? N-ai văzut oricum. Am văzut noi și n-ai văzut-o. Așa, eram în hotel. Am ajuns în camera hotelului și mi-am dat seama că mi-am pierdut brățara. M-am întors înapoi în lift după ea și nu am mai găsit-o. Când am coborât la parterul hotelului, era un spectacol. Dar mi s-a spus că am voie să particip doar dacă am loc rezervat. Așa că m-am așezat pe calorifer și am chemat un chelner de acolo să-mi aduc un pahar cu apă. Nu-mi place băutură, n-avem voie. Finish. Felicitări! Felicitări! Formidabilă seară! Se pare că nu putem face nimic să ne încurcăm participanții. Încă. Mai avem o pereche. Nu uităm. Poate pe ei încurcăm, nu știu. Ia să vedem. Ați fost chemați la directoare. Concurentul 1. Concurentul 1. Blugi rupți, birou, gard, câine, telefon. Am fost chemați la directoare, că aveam niște blugi rupți, aproape rupți de tot, și am dat jos, forțat, pentru că i-am mâncat câinii. Apoi, când mi-au luat alții, iar mi-a rupt de un gard. Apoi, și iar, și din nou, iar mi-a rupt. Dar am dat telefon. Telefonul unui prieten.
Ca să-mi aducați blugi. Apoi am intrat într-un birou și aveam aceeași blugi rupți. Este rândul tău, Alexandru. Aplauze. Dacă vrei să ne onorezi cu poveștile tale, părinte, pentru că te pricepi. Da. Da. Berglis de Zemeș. Părinte tutore, biserică, cercei, strident, unghii. Eram așa la o duminică și mă trezesc de dimineață. Zic, ce să fac? Zic, plec la biserică, nu? Zic, cum să mă îmbrac? Zic, nu mă îmbrac prea strident așa, îmi iau niște plugi cu o cămașă, dar ce mi-a dat mie prin casă, îmi pun niște cercei. Când mă duc acolo, era și directoarea la biserică, mă vede, mă recunoaște. Zice, băi băiatule, dar cum vii tu așa? Aveam și niște unghii, erau cam mari, știi? Zic așa, sărmâna, n-am vrut, mă iertați. Că băi, că mă iertați. Luni vii la școală, părinte, tutore, nu mă interesează, aduci pe cineva. Știi? Nu se poate, faci liceu de râs. Ce facem aici? Vii cu unghiile alea, așa, îmbrăcat strident și cu cercei. Și la biserică. Vii cu părinte tutore. L-a zis de două ori. Ești valoros. Băieți, rămân pe scenă. Unde plecați? Da, s-a dus și prima probă. Amuzanți voi, sunteți așa... melancolici. Sunteți... toți. Bine. Acum? Încă nu. După. Acum că am aflat poveștile presupușilor absolvenți, vom intra într-un bas. Deși nu este 12 noaptea, concurentele noastre și-au pierdut pantofii. Prinții, aici de față, vor trebui să-și găsească cenușăresele. Astfel, am adunat câte un pantof de la fiecare participantă, plus câțiva pantofi din spate, pentru a încurca mai mult, pe care voi ar trebui să-i identificați. După ce ați ales pantoful, sper eu, corect, veți dansa cu partenerele voastre pe o melodie pe care domnul Cristi o să o aleagă. Aplauze, vă rog! Să încurajăm concurenții. Hai să vedem ce ați făcut! Cred că ar trebui să chemăm și partenerele în sală să vedem ce au făcut băieții. Când îi lași de capul lor, e vraște. Invităm partenerele în scenă! Aplauze! Aplauze, vă rog frumos! Aplauze, vă rog! Simțuri. Acum că v-ați recuperat... Ia să vedem ce au făcut concurenții noștri. Prima pereche. Prima pereche. A, se pare că
reușit, mai greu se încalce. Bravo, Alex! Aplauze! Au reușit! Felicitări! Acum... La mine, partea mea n-avea papușchi, eu nu i-am luat, eu state și n-am adus, iau și-am luat alții, n-am. Și ceva mai finuț, nu? N-aveam bani, n-aveam de unde să iau. Bani, nici gusturi. Și nici de tigaie n-am bani să iau. Deci... Corect. Și acum? Bianca și Radu, i-a nimerit, aplauze pentru Bianca și Radu. Bianca și Radu. Și pentru Medea și Tudor, măcar Tudor a încercat. Nu se pricepe la din astea. Vai, Maluma Baby, pe lângă... Ai simt. Bravo, felicitări. Mai cântă și bine și mai pricepă și la pantofi. Eu zic că e cum trebuie. Nicu și Bianca? Da, a fost foarte ușor. Felicitări pentru Nicu. Ce să mai spun, nu a fost să fie, na. Dacă era, era, dacă nu, nu puteți vedea. Da, să-i găsesc, îi se potriveau, nu? Da. Clar. Acum că v-ați recuperat pantofii, este timpul să dansați cu partenerele voastre. Mult succes!
aplauze pentru concurenții noștri. V-ați descurcat bine. Încă o dată aplauze, că altfel nu pleacă de pe scenă, vă garantez. Nu se lasă. Acum plecați? Pe scenă sau? Da, puteți. Plecați, da. Hai, pa. Înainte de a trece la ultima probă surpriză din această seară, ar trebui să menționăm ce vă place vouă cel mai mult. Sponsorii! Yeah! Fără de care acest bal nu ar fi fost posibil, ca să... SC Petrolier SRL, SC Capital Invest SRL, Aprex Auto, Consuela, Serna Trust, SC Comicol, Florăria Ariana, Pizzeria Tisu, Gallery, SC Diaconu. Libra Company, Wow Autorulate Moinești, Florăria Iris, Salon Moria și mulțumiri speciale pentru a Catrinei Gabriela Makeup Artist, a Gavriloa Ioana, Iuria Rusei, Cosmin Dogariu și Sergio Azmarandei, împreună cu Georgia Beauty Salon. Aplauze! Andrei, în această seară ne-am amuzat, ne-am pierdut pantofii și poate partenerele, dar este timpul să transformăm acest bal într-un film de dragoste, doar este Valentine's Day. Cum zici tu, Alexandra, provocăm perechile acestei seri să pună în scenă declarații de iubire, cea mai frumoasă, cea mai exuberantă și originală din câte au fost. Iar pentru a deveni mai convingători, noi vrem să le venim în ajutor. Invităm în scenă perechile și le oferim un răgaz de un minut să se gândească la cele mai frumoase cuvinte. Aplauze, din nou, pentru perechile noastre. Sunteți pregătiți? Foarte pregătiți. Chiar sunt curios. O să mai ești pregătit pentru această probă? N-am înțeles ce să faci. Hai să înțelegi. Sunt multe de înțeles. Bun, deci. Pentru că este Valentine's Day, voi trebuie să faceți o declarație de dragoste. E o zi normală de joi, nu-i Valentine's Day, așa că... Pentru Drake este o zi normală de joi, nu e Valentine's Day. Pentru că este singur. Asta e. Asta e viața, n-am. Îmi asum. Voi vă gândiți acum la cele mai frumoase cuvinte să-i le spuneți partenerii. Da? Bun. Și invers. Și invers. Și partenera trebuie să vă spună niște cuvinte frumoase. Acum e mai greu la prima pereche. Se pare că e o confuzie cu barba, dar... Hey. Se rezolvă și asta. Alexandra, poate noștri concurenți au nevoie de puțină inspirație, nu? Le oferim aici propriu inspirație de care au nevoie. Succes! Da, trebuie să aplaudăm. Vei fi șocat, Tudor, îți garantez. Prima echipă este Alex și Raluca. Vă rog să veniți în față. Cine e prima? Piatru foarte hârtii, nu? Sau cum? E bărbat? Da. Cum vreți? Bună seara! De la prima ta apariție, eu știut că voi fi atras de acea barbă impresionant. Am pierdut cuvintele. Se aude? I'm sexy and I know it. Aplauze!
aplauze pentru Alex. Să-l încurajăm. Aplauze pentru Alex! Trezire, așa. Raluca, eu rap. Grijă, grijă la bagă. Nu știu dacă am tras pe cap. Deci, mai vreau un balon. Mai vreau un balon. Încă un balon. Mulțumesc. Așa nu sunt. Să mănânci. Ce? Mereu am vrut să spun. Dacă nu erai tu, eu n-aș fi avut barbă. N-aș fi avut barbă în dinți să prepar metamfetamina de unul singur ca bărbat. Vreau să îți mulțumesc pentru tot și ești o fericire în viața mea, pentru că mereu te-am dorit. Următoarea pereche, Tudor și Medea, ești pregătit? Ai onoare, hai. Dragă state, te iubesc, tu ești tot ce îmi doresc. Cum tigaie nu mi-ai luat, eu pe loc am divorțat. Felicitări, Medea! Hai să vedem, iubitul. Flecărico? Flecărico? Fă-mi. Ca să știi. N-am avut eu bani de... Batagaie? Dar eu tot te iubesc. Și vreau să știi asta, că... Până la urmă! Asta-i dragoste. Îți promit că o să-ți ajut tigaie. Și facem vouă împreună. Te iubesc. Felicitări, Tudor și Medea. Următoarea pereche, Bianca și Radu. Cine-i primul? Bonii, suntem cei mai mari infractori din perioada anilor 30. Datorită ție. Pentru că mi-ai furat inima. De fiecare dată când ne îmbrățișăm, aș dori să o facem cu coastele. Atât. Rămâi aici, nu pleca. E mare să ieși. Să știi că te iubesc și îți mulțumesc pentru că ai fost mereu alături de mine și m-ai ajutat în tot ceea ce am făcut și pentru că în această seară ești alături de mine. Din nou ca și partener și în clasa nouă și acum. Și pentru că nu am familie, dar te am pe tine. Te iubesc și îți mulțumesc din nou pentru că mi-ai făcut viața mai frumoasă. Oh, ce drăguț! Aplauze! Și am ajuns și la Maluma Baby și Camila. Aplauze, mă rog! Ce vorbe mai are Maluma pentru noi în seara asta? Fetelor, să nu vă emoționați prea tare, vă rog. Atât. Mi-e poftă de tine rău, de buze de ochi și de-o te-i al tău.
Ție ce poftă de tot ce făceam, cum și în ce fel noi doi ne iubeam. Aplauze pentru Bruno! Mulțumesc! Nu știu ce să mai fac, ca să plac și eu la tete, tu și el linia-mi plac. Dragul meu, Maluma, și așa suntem în 14 februarie și am de gând să spun ce am pe suflet. De când te-am văzut, m-am gândit la 07 noi doi și ale tale buze, m-a făcut să te iubesc, să-ți dau like, să te ciupesc. 07 noi doi și ale tale buze, m-a făcut să te ciupesc, să-ți dau like, să te iubesc. Fără mă fănici, că mama nimic nu-mi zice și chiar dacă-mi zice, poți zice, nu-mi pasă și ce. Acum mă întreb ce o să zică perechea asta de temut. Ar trebui să ziceți ceva frumos? Începe ce vrea. Harley, îți mulțumesc că m-ai ajutat să evadezi din închisoare. Și pentru că ești... nebună după mine. Dragul meu, Joker. Ți-am mărturisit deja. Mai trage. Trage în tine. Trage în tine. Trage. Aș muri pentru tine. Ba mai mult, aș trăi pentru tine. Te iubesc. Încărle și... Să te văd și la asta, fasole, hai! Și acum să vedem să dacă nu e mămăniga singura dragostea lui fasole, nu? Dragă fasole! Tu ești iubirea vieții mele, încă de când am început acest jaf aici la Clubul Lira. Chiar și în salopeta asta, oribilă de tot. Te iubesc. Eu, Berlin, vreau să spun că te iubesc și chiar dacă la final am murit, dacă nu muream, acum muream pentru tine, iubirea mea. O, sunt un fapt frumos, dar sunt un fapt frumos, așa mă fătăsat și iubăre și inimos. Suflete mișto și mă jur să mor eu, am priză la femei și sunt pe fel. Și ca să mai încerc ceva de final, au să rămână mama mea! Mama, te rog, ștergeți lacrimi! Bravo, bravo! Felicitări, bravo! Asta nu era în scenariu. Ce ai pentru mine în seara asta? Am zis că azi e de joi, nu-i ceva... Drag. O, Domn. Drake. Ești cel mai bun partener pe care l-am avut vreodată. Cel mai bun partener prezentator. Și... Îmi
îmi pare bine că suntem împreună în asta și nu mi-aș fi închipuit un prezentator mai bun. Și eu te susțin orice-ar fi, chiar dacă în sala asta sunt hateri. Șerpișori. Șerpișori. Gata, cred că am înhalat destul. Alexa. Alexandra, în această seară vreau să spun că sunt foarte încântat. Cam... Alexandra, în această seară... Dar l-am tras! L-am tras! Alexandra, sunt foarte încântat că am putut să prezentăm acest bal în această seară. Ești o persoană foarte specială. Ești cea mai potrivită pentru a prezenta acest bal. Și ce să mai zic? Să fii sănătos! Forța Steaua! Hei, hei, hei! Hey. În culise, pa. Pa. Seară frumoasă, mă bine. Sănătate. Apă la păpușoi. Au rămas niște balane pe scenă. Ce seară minunată, dar nu completă, fără să amintim... Sece Petrolier SRL, Sece Capital Invest SRL, Aprex Auto, Consuela, Serna Trust, Sece Comnicol, Florăria Ariana, Pizzeria Tisu, Gallery, Diaconu, Libra Company, Wow Auto, Rulate Moinești, Florăria Iris, Salon Moria, Georgia Beauty Salon și mulțumiri speciale pentru Agatrine Gabriela, Makeup Artist, a Gavriloaia Ioana, Iulia Rusei și hairstyliștii noștri iubiți, Sergio Asmarande și Cosmin Dogariu. Filmarea acestui bal este asigurată de Ciprian Florian, iar pozele vor fi realizate de Hereș Andreea, Radu Scurtu și, nu în ultimul rând, Gelu Scurtu. De asemenea, îi mulțumim din suflet domnului Coman Cristi, care ne-a suportat și ne-a sprijinit în orice activitate culturală. Aplauze, vă rog! Te respect. În continuare, îl invităm pe scenă pe Radu Comănescu, care ne va delecta cu două compoziții proprii. Succes! Bună seara! Bine v-am găsit! Cu toate Valentine's Day sau ziua aia de joi, o să gând niște compoziții ale mele, așa mai de dragoste. Prima se numește Cântec fără răspuns. De ce tu-i fi iubind, femeie visătoare, care mi te încolăcești ca un fum, ca o viță de vie, în jurul pieptului, în jurul tâmplelor, mereu fragedă, mereu înduitoare. De ce tu-i fi iubind, femeie gingașă, ca firul de iarbă ce taie în două, luna vărată azvârlind-o în ape, despărțită de ea însăși, ca doi îndrăgostiți după îmbrățișare. De ce te-oi fi iubind, ochi melancolic, soare căprui răsărindu-mi peste umăr?
trăgând după el un cer de mireasme cu nouri subțiri fără umbră. Dulcea mea, amara mea, aș pleca în țări de gheață. Să te fac din țurțureci, să te îmbrac într-o moroacă și apoi să poți să pleci ori și unde o să-ți placă. Cădea într-adevăr în a vieții mari înfrângeri. Aș veni la tine în cer să te recompun din ceri. Și pe urmă aș pleca umilit și ilusoriu, unde este casa mea, o mansardă în purgatoriu.
și din plânsul. Te-aș găsi în sinea mea, te-aș zidi din mine însuși. Aplauze pentru Radu Comănescu. Doamnelor și domnilor, este momentul cel mai așteptat de dumneavoastră. Onoratul juriu a deliberat și în urma deciziei lor, câștigătorii sunt... Oh,
speriat că o să anunțăm câștigătoare atât de devreme, adică ne respectăm și noi. Să punem niște muzică, zic. Cristi? Pentru a invita concurenții în sală ne trebuie niște muzică și niște aplauze, nu-i așa? Doriți, deci a fost o seară de neuitat, o seară frumoasă, dacă nu era frumoasă, nu era frumoasă, știi? Și acum vreau să le urez succes tuturor concurenților. A fost o seară magnifică, ce să mai acum? Ce să mai? Deci, practic, succes a todos! Mulțumesc! Și eu mă simt foarte bine. Simt foarte bine, da? Sunteți pregătiți să luați bacul cu asta? Hai să nu vorbim despre asta. Nu mai vorbim despre asta, s-ar putea să mă lovească cu băta, nu? Dă-mi voie, Joe. Și acum să vorbim cu Maluma. Și Camila! Și Camila! Și Camila! Bine ați, Alexandra! Da! Ne spui ceva, Maluma? Acest spectacol mi-a intrat la Corazon. Și spectacol. Și datorită partenerii mele am putut să fac ceva pe această scenă și ceilalți concurenți sunt mândri de ei și ce pot să zic? M-am luat bine. Vreau să vă zic partea a spectacolului pentru Nicu, adică prezența mea aici, că n-a agățat nimic. Ups! Am agățat sapon cu el. Eu nu cred că Maluma n-a agățat nimic în seara asta. Și următorii aici de față, Bonnie și Clyde. Cum v-ați simțit? Răspunsul meu este Rusia. Scuzați pentru întârziere. Am pierdut ceva? Ai pierdut foarte mult, Andrei. Unde ai fost? Nu știu trebuie. Ei, cu trebuie, da? Vorbeam aici cu concurenții noștri, vrei să-i întreb ceva? Cum ați simțit în această seară și ce părere aveți de organizarea balului, în principal? Totul aici a fost super. E de reproșat? Dar nu apă. Și acum, ce părere aveți de organizatori? Iubim organizatorii, ce ai făcut? Bravo, Lăbuț! Tu ești!
să mulțumim tuturor elevilor organizatori ai acestui bal. Fără ei nu puteam face absolut nimic. Ba puteam, nu? Ok. Bine, vedem noi în spate. Mai ceva de spus? Nu la modul ăla. Nu la modul ăla. Te văd foarte agitat. Atmosfera a fost frumoasă. Și să vorbim aici cu Stati și Flăcărica. Cine nu-i cunoaște pe Stati și Flăcărica? Adică, na, marma pe mai cine nu-i cunoaște. Da, păi. Haideți, aplauze, ce facem? Bă, Mâncava și Gurița voastră organizatorilor, ați făcut un lucru minunat aici. Eu cu Flăcărica, din păcate, n-am putut face ouălele. Că, na, am stricat gaia de cap. Dar, per total, a fost frumos. Mai mergea niște gagici aici, niște hauri, ceva, dar, per total, felicitări, bravo. Hai mulți am mâncat să zici sorii tăi. Mai trebuia un foc de tabără și niște corturi ca să-i placă lui State, da? Vedeți haurul da. Pe el, când stă haurul? Bravo. Cu frate. Bravo. Și acum la perechea noastră... Ce întrebări îmi pune? Cine a câștigat? Tu ai câștigat? Fasoarea a câștigat doar fiind aici. El e un câștigător oricum. Voi ați câștigat că am fost eu aici. Principe! Juriul ăsta greu e o deliberat sau nu? Auci! O deliberat juriul. Să vorbim și cu ultima, bine. Adică prima pereche, de fapt. Îi văd că am speriat așa, nu știu. Sunteți ok? Nu, e din cauza chimicalelor. Eu consider că a fost cumva distractiv și despre asta e vorba, despre distracție, nu despre concurență. Adică vrei să spui că nu ți-ai dorit să câștigi în seara asta, nu? Am avut nicio intenție, cred. Și dacă ai câștigat, ce sunt eu? Aia. Metafetamină. Bim. Și 7 zile, bim. Andrei, știi ce zic eu? Înainte să anunțăm fericiții câștigători, ar trebui să mai amintim o dată sponsorii, nu crezi? Oh, da, trebuie. Scăutăm sponsorii acum, hai. Și pentru ultima dată în această seară anunțăm... Nu, n-am auzit după dată. N-ați fost convingători deloc, mai? Bravo. Nu te aud. Mulțumim din suflet sponsorilor Sece Petrolier SRL, Sece Capital Invest SRL, Aprex Auto, Consuela, Serna Trust, Sece Comnicol SRL, Florăria Ariana, Pizzeria Tisu, Gallery, Sece Diaconu. Noi am mâncat pizza, nu știu de voi. Gâgă am mâncat-o cu tatăl. Și în continuare, mulțumim sponsorilor Libra Company, Wow Autorul la Temoinești, Florăria Iris, Salon Moria și mulțumiri speciale pentru a Catrinei Gabriela Makeup Artist, a Gabrieloa Ioana, Iulia Rusei, Cosmin Dogariu și Sergio Smarandei, împreună cu Georgia Beauty Salon. Și Ana Priboi. Mulțumim! Mulțumim din suflet! Aplauze pentru sponsorii noștri! Fără de care acest eveniment nu se putea realiza. Și... De asemenea, mulțumiri speciale doamnelor directoare, Adriana Căzănel și Lorina Lăzărică. Aplauze foarte frumoase! Precum și doamnei profesor, Claudia Postu. Tuturor și mai mult.
fi aici? Este timpul să anunțăm perechea ce, în urma voturilor acordate, vor obține titlul de Miss și Mister Popularitate. O invităm acum în scenă pe Popescu Laura, Miss Popularitate 2016, să acorde premiul pentru popularitate. Aplauze pentru Laura! Aplauze, mă rog! Facem puțin atmosferă să vedem cine este cel mai popular din liceu. Se acordă premiul de popularitate perechei formată din Butucaru Marta și Nicu Sandu. Decernarea premiilor. Astfel îl invităm în scenă pe Vladi Frim pentru a acorda primul premiu al serii, premiul pentru cea mai creativă pereche. Aplauze pentru Vlad! Bună seara! Eu zic că trebuie să dau peste de creativitate. Ia, hai să vedem. Și se acordă perechei formate din Bunaru Tudor și Medeia Cernat. Cei mai creativ. Acum să vedem care va fi următorul premiu. Premiul pentru atitudine este oferit de Medea Roxandra Lovin, pe care o invităm în scenă. Aplauze! Bine, drag public, a sfârșit și momentul înmânării premiului pentru cea mai bună atitudine. Atitudine e un mic detaliu care face o diferență mare. Așa că echipa care a câștigat premiul pentru cea mai bună atitudine este... Ține-te rog asta, mulțumesc! Comănescu Radu și Bianca Zavali. Aplauze, vă rog! Merită de plin! Și acum o invităm în scenă pe Bianca Radu, nu Bianca și Radu. Jurat din partea clasei 11C pentru a acorda premiul pentru cea mai elegantă pereche. Aplauze pentru Bianca! Pentru acest stil de România, cea mai stilată. După decizia juriului, premiul de eleganță va fi acordat perechii. Uimește-ne! Istoreanu Alex și Raluca Neagu! Chimiști! Aplauze pentru ei! Acum urmează premiul
pentru originalitate. O invităm în scenă pe Bianca Popa pentru acordarea premiului. Aplauze pentru Bianca! Da. Ei bine, știm cu toții că ceea ce comunicăm în cuvinte este important. Însă, ceea ce comunici non-verbal este vital. Astfel, originalitatea este locul în care nimeni nu a mai fost. Toate cele șase echipe au dat astăzi dovadă de creativitate prin încercarea de a prezenta momente inedite. Însă unul s-a remarcat. Astfel, în urma deliberării juriului, câștigătorii premiului de originalitate. Suspans, hai. Șapșinski, Nicu și Bianca Dospinescu. Ești premiat, Nicu, felicitări. Ești premiat. Mă așa la parul căscanilor să-i împrim. N-am zis-o eu, n-am zis, adică nu... Nu, dacă ar fi așa, Nicu ar merita laude pentru cât efort a depus. La modul cel mai serios. Chiar a făcut un efort, mare. Și acum, urmează premiul pentru cei mai buni artiști. Acest premiu este acordat de către pădurarul Cătălin, pe care îl invităm în scenă. Aplauze pentru Gâgă! Bine, Gâgă! Bravo! Bună seara tuturor! În primul rând vreau să felicit concurenții care au fost mari în această seară și ne-au supus în momentele lor. Aplauze! Aplauze! Bine, cel mai tare dansator! Se acordă premiul pentru cei mai buni artiști, concurenților... Bârlău Marta și Mariana Alessandru! Ești campion! Aplauze pentru Fasole, campion! Și acum, ultimul premiu al serii, Miss și Mister Popularitate. Miss și Mister, atât! Ai făcut-o intenționat, recunoaște. Timpul să oferim cel mai revenit premiu al serii, așa că invităm în scenă pe Lupu Cătălin și Justina Pruteanu pentru acordarea premiului. Aplauze pentru ei! Bună seara! Ce ziceți, mai stăm de vorbă sau trebuie la subiect? Bună seara! No, mai stăm de vorbă! Nu vreți să mai stăm de vorbă? Da, haideți să mai stăm de vorbă! Uitați ce frumoasă sunt! Ce prințesă sunt! Și modestă! Miss Mister Movie Star 2019, nu-i așa, Cătălin? Așa este, dragă mea. Oh, am iubit. Ce romantic! Am iubit. Hai să nu mai lăsăm publicul să aștepte și să spunem premiile, dar mai întâi să mai anunțăm încă o dată sponsorii. Ba da! Asta a fost una dintre glume. Premiile de Miss și Mister se acordă elevilor, puțină tensiune în sală, Putucaru, Marta și Stan Dănicu! Bocilor, aplauze, vă rog! Hai că începe after-ul, hai! Ajutor!
aplauze. Cu respect, Maluma Baby, cel mai tare. Ce ai de spus? Todo este real, mi amor. Todo este real, mi amor. Muy bien, muy bien. Celor care au avut grijă de repuzite. Organizatorii, s-a terminat. Bună seara și bine v-am găsit aici, la balul Bobucilor. Acum de sigur, Alexandru. Ovidiu Neagu, unde este Ovidiu Neagu? Așteptăm la asta. Bine seara.